Pe rețeaua rutieră de la nivelul județului Mehedinți a fost executată o acțiune preventiv-reactivă în sistem integrat, fiind folosite efective din structurile de poliție rutieră. De data la care desfășurăm o acțiune împreună cu lucrătorii la Mehedinți, verificăm starea tehnică în trafic auto, în auto, permisul, partea de identitate, certificat, asigurare. Vom efectua o verificare tehnică autoutilizare, în cazul în care sunt constatate deficiențe, se poate aplica sancțiune și reținerea certificatului de matriculare până în momentul în care veți demedia deficiențele, nu veți putea recupera. Dacă mașina este în regulă din punct de vedere tehnic, se eliberează un document valabil 3 luni de zile, nu veți mai avea de-a face cu astfel de controle. Există și o a treia variantă, să refuzați controlul, dar acest lucru presupune o sancțiune de 1.350 lei și 6 luni de penalizare. Acțiunea în sistem integrat a vizat prevenirea și combaterea încălcării normelor de circulație pe drumurile publice. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 227 de sancțiuni contravenționale. La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți, Biroul Siguranță Școlară va implementa activitățile proiectului după consultarea cu Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în mai multe unități școlare din județ. Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Non-Violență în Școală, Biroul Siguranță Școlară lansează un concurs în rândul elevilor de gimnaziu din unitățile școlare participante la proiect pe tema elaborării unor materiale informativ-preventive care să transmită mesaje de descurajare a violenței psihologice. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de peste 89.000 de lei. Au fost reținute în vederea suspendării 25 de permise de conducere și au fost retrase 7 certificate de înmatriculare. De asemenea, a fost constatată o infracțiune la regimul circulației.